Bună ziua! Din păcate, astăzi, în România, avem aproape 2000 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19. Dragi români, este mult, este deja foarte mult și trebuie împreună să ne străduim mai mult, mai bine, ca să îngrădim răspândirea virusului. Este nevoie să respectăm mai bine și mai mult indicațiile autorităților. Nu uitați, nu vă întâlniți cu alte persoane, iar dacă este obligatoriu să vă întâlniți, evitați orice contact fizic, nu vă dați mâna, nu vă îmbrățișați, stați la distanță unii de alții. Trebuie să reușim împreună să îngrădim răspândirea acestui virus. Trebuie să reușim împreună, mai ales pentru categoriile cele mai vulnerabile. Iar cei mai vulnerabili sunt, după cum ne spun medicii și experții, persoanele peste 65 de ani. Autoritățile și-au făcut treaba. Există norme în vigoare. Acum depinde de noi, de noi toți, să le respectăm. În acest fel, vă rog pe toți să-i protejăm pe cei din categoriile vulnerabile. Haideți să-i protejăm pe cei peste 65 de ani, haideți să-i protejăm pe pensionarii noștri. S-a stabilit un interval între 11 și 13 în fiecare zi. Cei peste 65 de ani pot ieși din casă să-și facă aprovizionarea. Haideți să lăsăm acest interval doar lor. Comercianții au primit indicații de la autorități să servească în acest interval persoanele care în alt interval nu pot ieși din casă. Așadar, dragi români, lăsați între 11 și 13 pensionarii să-și facă aprovizionarea. Noi avem tot restul zilei la dispoziție ca să o facem. Am avut, adineauri s-a încheiat, o ședință cu premierul Orban, cu mai mulți miniștri și am discutat despre materiale de protecție, despre măști, halate și așa mai departe. În lume se găsesc tot mai greu. Este o problemă reală. Și în acest fel am început, deja cu câteva săptămâni în urmă, să identificăm producători românești, producători români care vin și oferă astfel de materiale. Și primele rezultate n-au întârziat să apară. Am aflat astăzi în ședință că deja există producători de-ai noștri care s-au reprofilat, care vor produce măști, alții vor produce halate de protecție pentru medici, alții deja încep să lucreze la materiale mai complicate, de exemplu la ventilatoare, care sunt absolut necesare pentru secțiile de urgență. Iată, în acest fel ne ocupă și acest segment și cu această ocazie mă adresez antreprenorilor noștri. Fiți proactivi, veniți cu idei către guvernanți, fiindcă suntem interesați să promovăm produse românești în această perioadă cu precădere. Este o oportunitate foarte bună pentru mediul românesc, avem nevoie de aceste materiale, avem această oportunitate. Iar în final, repet pentru toți, haideți să respectăm normele stabilite de autorități pentru a îngrădi răspândirea acestui virus. Vă mulțumesc!